Aș fi vrut să spun bine ați venit la cea de-a 29-a ediție a festivalului costache Konaki. Dar, ca și colegul meu, din păcate, nu ne vom adresa astăzi unor spectatori și participanți direcți în carne și oase. Salutul nostru se va adresa doar urmăritorilor din mediul, mediul online. Este al doilea an în care universul liric al poeziei, poezie rostită aici pe meleaguri de cucene, va trece prin filtrul sistemelor binare informatice sau al ecranelor tactile. Dincolo de problemele de adaptare pe care le presupune un asemenea demers, de acum obișnuit în aceste vremuri, credem că poezia e necesar să fie rostită, ascultată și citită în formula clasică, aceea în care oameni aflați față către față, suflet către suflet, trăiesc aceleași emoții, neintermediate decât de cuvânt. Și totuși, vremurile sunt acestea. Prima ediție a festivalului Costache Conachi, început în 1993, de către domnul Ionel Necula directorul de atunci al Casei de Cultură, avea în jurul pe Sterian Vicol, Vlad Andrei, Ion Proca, Sergiu Adam și pe Lucian Vasiliu. Iar ca laureați, pe Ion Gheorghe Tei, cel care a obținut trofeul festivalului, Diana Deleanu, Mircea Deleanu, Sică Lucian Matei, Steliana Grama și un număr de șase mențiuni și premii speciale printre care enumerăm premiul Mihai Ursachi, premiul Ioanid Romanescu sau premiul Cenacului Calistrat Hogaș. După un timp, pe adresa festivalului sosea un hrisov de boierie, acordat de poetul Gheorghe Tomozei, cel care a fost deschid citatul, martorul la început sceptic, mai apoi entuziast, al neașteptatei străluciri a festivalului. Lipsit de tradiție, încurajat doar de o curată dragoste pentru cultura română, edilii frumosului oraș Moldav și Casa de Cultură au pus în mișcare un festival căruia îi doresc pe mai departe un destin exemplar. Am încheiat citatul. Următoarele ediții sunt jurizate pe lângă cei menționați și de Casian Maria Spiridon, Cezar Ivănescu, Valeriu Stancu, Gelu Dorian, Liviu Ioan Stoiciu, Dionisie Duma, Daniela Corbu, Angela Baciu, Horia Zilieru, Liliana Ursu, Bogdan Ghiu sau Mihai Zanfir și alții. Castelul de la Țigănești devine de multe ori decorul perfect în care lumea poeziei primește cu brațele deschise spectacole de teatru sau recitaluri, toate pline de efervescența culturală pe care locul acela plin de istorie nu putea decât să o reverse din abundență peste toți participanții, Elevii de la liceele și școlile tecucene, sprijiniți de inimoși profesor ca doamna Magda Duvac sau domnul Radu Vladimir, sunt de multe ori actorii unor piese ce reproduceau atmosfera de secol XIX. Timpurile neprielnice au dus însă la ruina acelui edificiu ce astăzi se încăpățânează să stea vertical în ciuda distrugerilor de tot felul. Și totuși locurile pot crea atmosfera, dar Oamenii sunt cei care fac povestea să meargă mai departe. Și festivalul nostru merge neîntrerupt în de 29 de ani. De aceea, în 2017, Uniunea Scriitorilor filială Iași acordă organizatorilor de atunci o diplomă pentru calitate și continuitate. În toți acești ani, din toată România, din Basarabia și Bucovina de Nord sau din diaspora lărgită a prezentului peste 700 de creatori de poezie care scriu și simt românește, ne-au împărtășit din trăirile și sensibilitatea lor, trimițându-și textele pe adresa noastră. Multe din numele premiate aici vor deveni mai târziu nume consacrate ale lumii literare românești și nu numai. Ștefan Baștovoi, câștigătorul marului premiu al celei de-a doua ediții, este astăzi prolificul Savatie Baștovoi, Autorul binecunoscutelor și premiatelor lucrări Iepurii în umor, Diavolul e corect politic, între Freud și Hristos, a iubi înseamnă a ierta. Multe din aceste lucrări au primit importante premii internaționale, cum e cel primit în cadrul Salonului de carte de la Paris. Dintre numele premiate la festivalul nostru mai amintim și pe Paul Tudor Strușescu de la Chișinău, Florina Zaharia, Silviu Gogonea de la Craiova, Petrișor Militaru, Ovidiu Vintilă, Raluca Faraon, Dorina Vârlan sau Ildico Șerban, toți aflați pe o importantă și de succes traiectorie literară. După 2018, lucrările vor fi premiate doar în manuscris. Lucrarea ce obținea Marele Premiu, fiind tipărită de atunci, de partenerii noștri de la editura Junimea. Trebuie amintit faptul că anual o selecție a poeziilor era tipărită în antologia Poeți la Castel. Ne-am dorit ca acest an să fie ultimul petrecut desfășurat în condiții speciale, iar poezia să strălucească pe deplin, așa cum a făcut-o în anii din urmă. Felicităm pe toți participanții și câștigătorii și le mulțumim că au trimis lucrările pe adresa noastră și așteptăm și pe viitor să o facă. Vamos assumir.